Primăria municipiului Călăraș a anunțat semnarea celui de-al șaptelea contract de finanțare și ultimul promovat pe axa 4.1 a programului operațional regional 2014-2020 destinată proiectelor de mobilitate urbană. Este vorba de contractul de finanțare pentru proiectul promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călăraș prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete cu o valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro. Pista de biciclete se va întinde pe o lungime de 3176 metri și o suprafață de 8055 metri pătrați și va fi amenajată în partea de sud a municipiului Călăraș. Conform proiectului, pista de biciclete va fi prevăzută cu stâlp de iluminat, dar și locuri de odihnă pe amplasamentul cărora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete. Prin semnarea acestui contract de finanțare, suma totală obținută de municipiul Călăraș pentru mobilitate urbană este de peste 27 milioane de euro, iar numărul total al proiectelor aflate în implementare a ajuns la 22, cu o sumă totală de peste 42 milioane de euro.